Bună ziua și bine ați venit în atelierul lui Daniel. Băi, astăzi am tot amânat, am tot amânat, Ia că am venit tu. Astăzi o să repar cuțitul meu. <laughs> nu neapărat că e a meu, dar e cu numele meu. Se vede? Se vede? Se vede? Daniel Workshop. Da. O să reparăm. Stați că mi-am scris pe hârtie ce e. Este un cuțit Marang M84. Așa. 67 de straturi are. E un cuțit de tip San Mai. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că are un mijloc și două laterale. Oțelul de damasc de pe el da? e pur decorativ. Dar nu e damasc. Adică există damasc care e făcut cu laserul. Ăsta e damasc adevărat, adică din mai multe straturi de metal, doar că damascul nu are niciun rol la tăiere. Da? Și el, de fapt, de fapt, San Maiu se face cam așa. Se iau două straturi, da? Care în cazul nostru e Damascu și mai e un strat la mijloc care e efectiv statul care taie, da? Bun. Și deci asta e un San Mai cu Damasc de deci 67 de straturi pe exterior și la mijloc partea tăietoare este materialul este 10 CR15 Comov care este similar cu VG10-le, ca și, ca și, compoziție, din câte am găsit pe internet. Hai că de fapt este, este echivalentul chinezesc al vg 10 ului Adică chinezii au făcut un material care, care avea calități similare cu VG10-le japonez. Nu, VG10-le se poate produce doar în Japonia, cumva am înțeles că au cumva exclusivitate. Da, hai că divagă. Deci, cuțitul, Maranca M84, Sanmai, Damasc, cu miez de 10 cr 15 COMOV. 10 cere 15 COMOV. Așa. Adică are crom, cobalt, molibden, ceea ce îl face inoxidabil. Are lemn de abanos și corn de bivol. Nu știu care e lemnul, care e cornul, că nu-mi dau seama, dar oricum arată într-un mare fel. Da? Asta e un cuțit pe care l-am primit de la Marang, pe care ei l-au primit retur de la un client care un pic la abuzat, după cum se vede, da? Ca și lungime totală are 36,1 cm, lama are 21 de cm și o grevătate undeva la 200 de grame. Gr grosimea lamei este în zona maximă, 2,5-2,4 mm, ea se subțiază spre vârf, după cum observați, da? E mai groasă în zona asta și se subțiază spre vârf. Lățimea lamă în zona cea mai groasă are 4,7 cm, duritate undeva la 60-62 HRC și se ascute la un unghi de 15 grade. Bun! Și o să folosim pieptele 7 pe care le-am primit zilele trecute și imediat cum ne apucăm de lucru o să vă prezint un pic și pietrele. Filmul o să-l fac dual, așa că tot ce am vorbit acum o să vorbesc și în engleză, că na, vreau să-l pun și pe canalul în engleză, că e, am două canale, după cum știți. Bun, revin. No, bun. Ca de prima dată o să încercăm, o să încerc de fapt să-i scot uh, ciobiturile astea și cum le scot, de fapt trebuie automat să subțiez un pic lama. Da? Hai să vedem cum se mișcă lama la momentul de față. Uh, nu mai știu, cred că am testat o dățile trecute, dar nu mai știu cum se mișcă lama. Acum cine a folosit-o a dat în ceva și a stricat. Da, lama se mișcă extraordinar. Tăișul. Asta e tăiș de fabrică, da? Acum și scrie pe site-ul lor, pe Marang, aveți grijă la oase, dar nu e, nu e numai cuțitul ăsta. Orice cuțit din ăsta care are duritate mare, da, chiar și cele japoneze de sute de euro, da, au aceeași, nu neapărat problemă, dar asta e cu cât mergi mai sus în duritate, cu atât devin mai sensibile da, la obiecte, obiecte, la oase, la tot felul de alte chestii care sunt dure. Nu no, bun, acum mă gândesc oare să-l fac cu șlefuitorul pe bandă sau să încerc pe o piatră. Să mă gândesc dacă am vreo piatră. Nu, cred că o să-l fac pe șlefuitorul cu bandă. Dar nu-l mai montăm aici, ca ați văzut, adică efectiv cu disc. Efectiv îl pun și subțiez tăișul ca să scot ciobiturile astea. Și după aceea revin și las puțin. Nu no, bun, i-am scos toate ciobiturile. mai are o ușoară un ușor semn acolo, da, dar odată ce mă apuc de ascuțit o să-l scot. Bun, ca și tăiș, Ia, l-am reprofilat un pic, un pic, un pic, cât de cât taie, da, nu cum ar trebui. Bun, și o să folosim la ascuțire piatra 7-1M15, granulație 1000, și ca și finisare, tot așa, piatra M15 de la 7 granulație 5000. Pietrele vin în cutia asta destul de frumoșică și vin cu un suport de lemn. Pietrele sunt de tip splash and go, adică ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că nu trebuie scufundate în apă. Doar se pune apă pe ele și se pot utiliza. Cea galbenă e granulație 1000, cea vișinie, că mă gândeam oare ce culoare se zic, un fel de roșu vișiniu, e granulație 5000. Eu mai am de la 7 unde ești? Unde ești? Acolo. Mai am uh, granulația de 1000, dar varianta M24, adică 24 de milimetri grosime, asta are numai 15, da? S-ar fi suficient. Și mai am la granulație de 5000 de la 7 tot așa, M5, da? granulație 5000. Diferă la culoare mult, dar culoarea de la asta seamănă foarte mult cu culoarea de la, de la Kuromaku sau Professional. Bun. În teorie, cam știu cam cum ar trebui să ascută ele, că le am pe și eu zic că nu-i mare diferență. Dar o să vedem imediat cum se mișcă. Acum, știu că unora dintre voi le-a fi plăcut ca să ascult cu, cu vorbe, cum se zice. Da? Dar filmul ăsta îl fac, îl fac dual, adică și pe canalul meu de în engleză. Și atunci la ascuțire era aici un pic lemnul exfoliat sau cum îi zice, da? Șobit. Și l-am pilit un pic să nu se desfacă, da? Dacă ar fi după mine, eu le-aș da jos de pe suport, dar am tras de ele, dar nu vin jos și mi-e mi, tare, mi teamă că le rup. Ia uitați ce am făcut cu una de la Naniva, da? am reușit să o dezlipesc de pe suport da? și asta o să-l la vânzare. Că mie nu-mi place pe suport, eu am suportul meu, făcut de mine, frumos, suport reglabil, ia uite, da? dai jos, poți să speli piatra frumos, pui și suportul la uscat, pui și piatra la uscat frumos, așa cu suport e mai complicat și ce vă recomand, dacă aveți cumva pietre astea lipite pe suport, când le puneți la uscat, să le puneți așa, da? Pentru că gravitatea o să tragă apa din ele în jos, da? Ele chiar dacă sunt splash and go, puțină, puțină apă tot o să, o să absoarbă, da? Și eu vă recomand să le puneți la uscare în poziția asta. Nu no, bun, hai că ne apucăm de ascuțit. Așa. Vreau să pun ăsta aici așa, să se vadă cuțete, că am cuțete, dar nu merge, nu stă. Deci am gândit-o degeaba. De decor așa, dar stai că... E, stai că atunci mă răzgândesc. Le punem așa pe o masă. Așa, la derută și la misto unul. Încă unul pe acolo. Ei, că era să mă tai. Că ăsta magnetic și când am tras de el. A, așa, să-l dau așa. Și mai punem tot unul ca decor. Dic, bă, parcă stau mai bine așa. <laughs> no, bun. Hai să nici nu sclipească tare să nu deranjezi. Nu no, bun. Ne putem apuca de ascuțit. Nu bun, eu am terminat pe asta de, de 1000, băi, da, să știți că chiar mi-a plăcut mult. Tăiș, aici tu tăiș, bă, de ce aici tu dintr-o 1000, că nu-i mai trebuie, nu-i mai trebuie, am dat, ați văzut că am dat pe piatră și pe strop, nu-i mai trebuie nimic. Ia uite. Hai bă. Taie fără nicio problemă. Și barberește dintr-o, Dintr-o piatră de 1000. De-aia, când mă mai întreabă lumea, bai, dar oare ce piatră să iau? Mult mai important decât piatra. Bine, asta e o piatră foarte bună, din punctul meu de vedere. Mult mai important decât piatra este tehnica. Și acum, uite, dintr-o piatră de 1000 și cu strop, eu sper că se vede pe acolo, părul, da? Dacă nu, vedeți? Deci dintr-o piatră de 1000 și strop a ieșit un tăiș super. Uh, piatra mi se pare foarte bună, foarte bună, da, îmi place mult. Ce nu-mi place la ea e care suportul ăsta de lemn, care lemnul ăsta trage apă. Eu tare aș vrea să, să o <gângă> dau jos, dacă bag cuțitul acum îl rup acolo, nu să faci așa ceva. Tare aș vrea să o dau jos, da? Tare mie că ori stric suportul, care n-ar fi o problemă mare, da? Mai tare mie că stric piatra. Dacă aveți pietre de genul ăsta lipite pe suport de lemn, eu vă recomand când le uscați să le lăsați așa la uscat, nu așa și nici așa, da? Deci pe laterale. Laterala îi oferă cea mai mare și dacă aveți și să-i puneți două, sub, două creioane, chiar și două creioane, două pixuri, două ceva suporturi din plastic ca să o ridice un pic și partea de jos și o să se usuce foarte, foarte frumos. Bun, v-am spus că n-am prea mai avea nevoie de asta de 5.000, dar sunt curios cum se comportă asta de 5.000, așa că o să ascult un pic și pe asta de 5.000, dar v-am arătat că deja nu prea mai am ce să-i fac la cuțitul ăsta, că taie de... de... Bro. taie fără nicio problemă, da? Bun. No, bun, hai să facem încheiere, să încuiem pentru astăzi, că am ținut deschis o grămadă și m-am m, -am, m, -am, m, -am, m -am jucat astăzi. Băi, s-au scuțit foarte bine, foarte gine, foarte gine, foarte gine. Facem testul întâi și după aia vorbim de pietre. Da? Testul de acordeon. Bă, nici nu simți că trece prin hârtie, nici nu simți că trece prin hârtie așa de fain s-a Bun, hai să concluzionăm deci, o țară. Deci, cuțitul s-a foarte, 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 foarte fain, da? Tai foarte bine. Uh, maranc, am 84, dacă nu v-am spus, v-am <laughs> spus. Dar v-am mai zic încă o dată, hai să vorbim un pic de pietre. Pietrele superbe. Bă, de superbe. Dintre toate pietrele pe care le-am testat eu, mie mi se pare că șapto nu, bă, fac ceea ce trebuie. Și dacă vă uitați un pic comparativ șapto în față de Naniva, bă, șapto nu prea are multe, multe game de pietre. Pentru că cred eu că, bă, le-am nimerit pe astea și au zis, bă, nu are rost să facem bine. Mai au și 7 glasul, mai au și alea alte, dar Bă, parcă nu-mi inspiră încrederea aia, șapte un glasul. Bă, îmi place, bă, să fie troia chiar, atră, bă, adică să aibă acolo țări de carne în calun. Alea au numai 5 mm. Dar am văzut peste tot că sunt superbe. Probabil, pentru că, bă, noi că folosesc aceeași rețetă, doar că nu mai bagă colorant la ele, da? Și le pun pe sticlă. Și gata, ai făcut alte pietre. Nu pare nicio diferență între ele. Acum, la Naniva, în schimb, da. La Naniva, între gama Homestone și gama Uh, professional sau Chiosera. Da? era? Păi nu, asta e Professional, da. vezi diferențe. Da, clar vezi diferențe. Bă, la Shapton, băi, nu prea. Și vă spun de ce nu prea, pentru că mai am uite din gama M5. cinci 5000, da? Se vede clar că e altă culoare, da? Bă, amândouă merg la fel. Bă, deci ca și, ca și feedback la scuțire, bă, zici că dai pe sticlă. Și și când pui mâna pe ea, zici că e sticlă. Bă, ai tras cuțitul de câteva ori și vezi că începe piatra să se negrească. Deci, efectiv, începe piatra să se negrească. Vezi cum lucrează. Asta, în schimb, hai, mamă, deci... Superb, superb. Mi-a scos un tăiș, deci din aia de 1000, da? Am scos tăieș, ne am dat un pic de strop, m-am putut bărberii. Din piatra de 1000, ia. Ia uite cum. Ia uite cum tai cu. Da? Acum, atenție la degete când faceți testul ăsta, mi-a zis cineva, bă, mi-am ascuțit cuțitul, bă, și când să tai, să tai hârtia cum tai tu, zice, mi-am tăiat și degetele, zic, bravo, bravo, să nu dai vina pe mine, apropo, nu dați vina pe mine dacă vă tăiați, da, și am, uite ce am uitat, mă, filmele astea mele, băi, nu sunt tutoriale, eu nu fac tutoriale, mie chiar îmi place ceea ce fac și eu le fac filmele astea ca să vă arăt cum mă distrez eu, de fapt, nu sunt tutoriale. Filmele mele nu sunt tutoriale, da? Să rețineți lucrul ăsta. Eu nu încerc pe nimeni să învăț, să... și nici eu nu sunt specialist. Bă, mie îmi place. Eu sunt pasionat, mie îmi place, vă arăt cu ce mă distrez eu. Da. Bun, hai să încuiem că v-am zis, ia uite, iar mă întind la poveste, iar mă ceartă lumea că vorbești degeaba ca să umpli filmul, să faci 50 de minute. Bă, reușesc. Deci, credeți-mă, nu trebuie să mă strofoc foarte, foarte tare să fac un film de două ore. Deci nu mă strofoc deloc. Deci pot să stau aici și vorbesc de astea două pietre și un cuțit. în și cu ăsta încă într-un ceas și nu mă repet. Vă zic alte lucruri un ceas. Dar bă, nu că n-aveți timp. Da, bun. Hai că tot închem, tot închem, dar nu ne mai închem. Dacă ar fi o singură piatră pe care să o cumpărați, da, uite, superb, șaptonomie, superb. Pă dacă stau acum să mă gândesc, eu zic că un șapton de 2000, de fapt, ori 1000, ori 2000, eu nu cred că e mare diferență între ele. Asta e 7 de 2000. Nu l-am folosit că nu am. Eu nu văd mare diferență între ele. Da, între 1000 și 5000, da, se vede diferență. Uh, nu atât de mult la tăiș, ci, adică cum taie, ci la faptul că tăișul e oglindă, da? Deci cu 5000 scos tăiș și oglindă. Dintr-o, vezi acolo, încă mai am ca un fel de, 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 hai de vă focalizează, bă, gunoi. Așa, un pic de, de un chicuță unde a fost ciobit, dar la tăiș nu se simte. Încă o ascuțire sau două, și o să iasă de tot. Deci, cum v-am zis, pietre foarte bune, nu se tocesc aproape, aproape deloc, dar deloc, deloc la scuțire. A, uite, și pe spate au așa. Bă, le prezint așa că ghiciți de ce. A, ah, am unele și la vânzare. <laughs> da, bun, hai că încheiem. Dacă aveți întrebări, vă scriu A, altceva, nu știu, cred că mai am ce să vă zic. Da, apropo, când, când ascuțiți, după ce ascuțiți, orice piatră, nu contează că e că căi, nanivă, că e chinezească, mai când o puneți la ascuțit, puneți-o așa, la ascuțit, la uscat, puneți-o așa. Pentru că ce se întâmplă? Gravitația, stai să vedem, o să tragă apa în jos da? și o să aibă o suprafață foarte mare de uscare. Pentru că dacă o punem așa, asta nu, dar uite de exemplu asta. Dacă o pun așa să usuc, da? ea are trei suprafețe, două mici și una mare libere prin care să se evapore apa. Dacă o pun așa, tot trei suprafețe are, dar are două mari și una mică, da? Și atunci se usucă mult mai bine. Cu șapton și cu naniva există probleme de crăpături, dar eu cred că apar problemele astea din cauza faptului că pietrele nu se usucă uniform și eu cred că cea mai bună poziție de uscare a pietrelor e aceasta. Pietrele au pe spate și niște piciorușuri din astea alunecare, Bun, hai că cam atât pentru astăzi. <laughs> A treia ore când închid, de data asta chiar închid, că facem mai așa. Like, subscribe, comment, clopoțel, reclame, maranc, Daniel 15, primiți reducere 15% la orice cuțit maranc. Dacă nu vă descurcați, mă puteți contata și vă spun. Deci cu, cu, codul Daniel 15, Daniel 15, primiți reducere la orice produs vândut de, de către maranc. Ăsta cred că la vânzare e vreo 700 și ceva. Vă dați seama că cu reducere de 15% aveți reducere vreo 100 și ceva de lei care nu sunt de aici de da? Și eu zic că e un cuțit foarte, foarte arătos, foarte frumos și ia lu Daniel. <laughs> da, mulțumesc și cam atât pentru astăzi. O zi bună, întrebări dacă aveți, le lăsați mai jos.